Riscăm să, cu Andorra clar nu jucăm cu spectatori, asta e clar. Riscăm să nu jucăm ultimul meci cu Elveția, să avem două etape? Asta nu știu care sunt regulile și ce vor aplica ei după acest lucru. Bun, cu Andorra e subiect închis. Cu Andorra s-a terminat, a, normal. Tu ce speri? Să nu primim două, nu? Să nu jucăm cu Elveția, nu și cu Elveția. Gândindu-mă, jucăm cu Belarus la Budapesta. Da. Și cu Andorra la București. Hai să zic, cu Andorra, nu zic că... Uite-te, nu, dar cu Andorra e subiect închis. Ce se mai poate întâmpla ceva? E da, clar că jucăm. Privind spectatorilor. Da. Cu Andorra aveai nevoie de spectatori. Sigur, nu se știu, va juca fără. Fără. Dar asta zic. Și adică ți-e frică că o să jucăm și cu Elveția fără spectatori? Că asta mă gândesc. Federația a fost un monitorizare. La asta mă gândesc să nu cumva să ne suspende pe toată această perioadă acestor preliminari. Și să jucăm și cu Elveția fără spectatori. Ți-e frică de asta, a? Păi cum să nu fie frică? Da. Pentru că dacă observi spectatorii și, și la meciul trecut, chiar dacă n-a fost un meci reușit, până în momentul 85, în sfârșit că am mai discutat că am fost la tine ulterior, a doua zi după meci, au fost alături de echipa națională a României. De ce? Seara au fost alături. Au fost, nu, dar nu pun în balanță una cu alta. Spun că și la un meci prost al României, oamenii care au venit să vadă România, 48.000, 50.000, cât ori fi fost, au fost alături de ei. Este extrem de important. Egalul care l-am obținut cu Israelul se datorează și oamenilor de acolo. Stimulul exterior al lor a fost extraordinar și punctul ăla face enorm de mult în economia acestei grupe. Da.